Trebuie să-i găsim un iubit lui Mimi. Păi ce? Păi mă, duțule, băiatul pe care l-ai adus tu nu-i convine, ci că nu e îndeajuns de bun. Ai voie de mai bună? Eu zic să-l folosim pe Timi. Salutare lumea, sunt Cristi și bine am regăsit la un nou vlog. Suntem alături astăzi de Timi. Ce facem azi, Cristi? Astăzi o să încercăm să-i găsim un nou iubit lui Mimi, pentru că Vlad data trecută a eșuat. Ok, băieți, v-ați uitat și voi la clipul lui Mimi. Băiatul ideal pentru Mimi trebuie să fie politicos, să-mi deschidă ușile, să-mi care cumpărăturile, chestii din astea basic pe care orice băiat trebuie să le știe. Și trebuie să mai fie amuzant. Și mai trebuie puțin arogant și să pară greu de cucerit ca să mă atragă mai mult. Și pe lângă asta să fii onest, loial. Și încă, și în continuare, și mai trebuie, și pe lângă asta. Deci, ce spuneți, băieți, putem să o facem? Eu zic că se poate. Se poate, băieți, hai, hai să începem. Bun, ca să cucerești pe Mimi trebuie să fii puțin arogant. Trebuie să fii, pare așa, puțin dezinteresat, știi? Dar nu foarte arogant. Trebuie să fii la nivelul ăla de arogant, gen undeva pe aici, mă înțelegi? Ah, ok. Ca să fii arogant, fii atent. Trebuie să porți niște ochelari, ca să nu îi oferi contact vizual, știi? Să par misterios, ești un pic arogant. Fii atent, hai să arăt. Bun, acum încearcă și tu. Un lucru important este să fii onest și loial. Spre exemplu... Uite-te la aia cât de băcare, mă! Despre asta vorbeam acum, trebuie să fii loial. Ah, da, scuze. Stai, frate, puțin, cred că mă pot ocupa de el. Uite, imaginează-ți că eu sunt Mimi și mă văd cu tine. Ok. Bună, Timi, ce faci? Ah, bine, tu? Și? Îți place cum arăt? Ce, ai făcut ceva la păr? Pare cam nespălat, cam cleios, așa. Stai mă puțin, nu chiar atât de onest trebuie să fii. Ah, bine. Asta e. Știi ceva, trecem peste. Ok, deci oricărei fete îi place umorul. Deci trebuie să ai simțul umorului garantat. Pui mei, nu știu, ai și niște glume? Bă, să știi că am. Știi bancul e până în baie? Nici eu, că era ușa închisă. Un câine merge prin deșert și spune: dacă nu găsesc un pom, fac pe mine. Știi ceva? Nu, nu e ok. Mai ai ceva? O singură glumă? Un cercetător în New York. Ajutați un cercetător, ori am impresia că sunt și negru. Bun, deci Mimi a spus că vrea să-i care cumpărăturile de fiecare dată când vă întoarceți de la magazin. Ok, hai să se arate o prima oară cum intru pe ușă, pregătit să-i dau cumpărăturile lui Mimi. Acum încearcă tu. Mai bine decât să te chinui cu toate astea, dă-o înghițată cornetă. Mult succes!